pot spune că sunt o persoană care poate privi, nu știu, cu demnitate în trecutul său și dacă ar fi să mă întorc, nu știu, în tinerețe, în anii în care de început, aș putea spune că, deși provin dintr-o familie cu posibilități financiare, n-am fost așa un băiat care a fost ținut în punct, în contră. Am luat viața singur în piept, m-am descurcat singur. Părinții mei, în momentul în care au aflat că nu vreau să fac o facultate la care intrase, susținusem un examen de admitere și pe care ei și-o doreau și și-au dat seama că eu, idealurile mele sunt altele, mi-au spus ok, faci ce vrei, dar pe cont propriu. Lucru care m-a determinat să privesc viața altfel, mi-a dat foarte multă încredere în mine asta, dar în același timp mi-am dat seama că voi avea foarte multe responsabilități, că pe unorii mei vor fi foarte multe responsabilități. Am muncit foarte mult, am pornit de jos. În scurt timp, eu știu, pot spune că, repet, contrar voinței părinților mei, am intrat în lumea showbiz-ului, am devenit model, deși eram student. Apoi am început să fac tot felul de afaceri. Mă rog, cert este că am traversat perioade frumoase, perioade mai puțin frumoase, am parcurs un drum uneori extrem de sinuos, multe opriri, cu multe suișuri și coborâșuri, dar întotdeauna am încercat să transform acest drum sinuos într-o autostradă dreaptă pe care să o parcurg cu cea mai mare viteză. Mi-am dat seama că la un moment dat trebuie să înveți din fiecare câte puțin, să fii autodidact, să studiezi în continuu. De fapt, studiul este o chestie care mă caracterizează, cunoașterea. Și apoi, deși, repet, am făcut, eu știu, prima parte ASEO, apoi am început dreptul. Am avut o bursă la Milano, la Institutul European de Modă din Milano. Mi-am dat seama că ceea ce îmi place cu adevărat este fashion. De la toate aceste, eu știu, meserii, de la meseria de model, care m-a ajutat foarte mult în lumea de fashion-ului, am ajuns designer. După ce m-am întors la Milano, unde am avut șansa să îl am profesor pe Gianni Versace, mi-am făcut stagiul în atelierul de Versace din Via Gesu. M-am întors în România imediat după Revoluție, se întâmpla asta și am devenit primul designer și primul director artistic al primei case de modă private de după Revoluție, este vorba de Casa de Modă Europa. Am realizat foarte multe show-uri de autor acolo, după care în timp mi-am deschis propria casă de modă. La 26 de ani, eram deja un om de succes, cu o afacere de succes atât în fashion, cât și în alte domenii, dar, așa cum spuneam, nu am fost atât de norocos încât să fie ocolit de ghinioane. Putem spune că aripile s-au rupt dintr-o dată, s-au frânt. N-aș vrea să-mi aduc aminte de acea perioadă și să o comentez pentru că nu vreau să capete un iz politic. Cert este că dacă până la acea vârstă aveam totul, în toate punctele de vedere, eram realizat, conduceam niște firme, aveam notoritate și foarte mulți bani, dintr-o dată am pierdut absolut tot și m-am văzut nevoie să iau de la capăt. De la capăt sau, mai bine spus, de undeva de sub nivelul mării, pentru că nici măcar nu eram la nivelul mării. E o perioadă despre care am vorbit chiar și în cartea pe care am scris-o. Cert este că această cădere în gol, am privit-o într-un mod pozitiv, deși am suferit foarte mult. Am privit-o ca pe o experiență, ca pe o lecție, ca pe un lucru care trebuia să mi se întâmple pentru a avea, a conștientiza și mai mult viața, care este vitregă. Această cădere m-a ambiționat foarte tare. Repet, dacă la numai 26 de ani eram proprietarul multor firme, ferme agricole și aveam în cont 22 de milioane de mărci, iată, la 26 de ani și jumătate nu mai aveam nimic.
decât niște datorii extraordinare. Totul s-a întâmplat brusc. Am trecut prin, să spunem, un an în care de căutare în primul rând cu propria în persoană, pentru că nu știam dacă mai vreau să mai fac ceva aici pentru această țară, pentru oamenii din țara aceasta. Mi-am dat seama că de fapt societatea este bonlavă, ci anumite persoane care, eu știu, să spunem, trasează niște vectori uneori greșit societății. Am luat-o de la capăt, în dorința de a demonstra că poate unii oameni s-au grăbit să mă catalogheze, din dorința de a demonstra că sunt puternic și că poate într-un final sunt cel mai bun. Categoric că nu sunt cel mai bun, întotdeauna e loc de mai bine, întotdeauna mă uit și la celălalt, întotdeauna am ceva de învățat. Repet, nu fac nimic pentru că vreau să câștig ceva, nu fac nimic pentru că vreau să, eu știu, să adun averi colosale. Fac totul pentru a mă întreține forma. Chiar uneori cineva mă compara și îmi spunea că sunt ca un cal pur sânge care niciodată n-a alergat pentru a câștiga o cursă, ci pentru a-și întreține forma. E bine, această formă, în ceea ce mă privește pe mine, înseamnă multe sacrificii, înseamnă multă muncă, contrastul aparențelor, sunt o persoană care muncește non-stop, care nu are weekend, care nu are vacanțe, chiar dacă, eu știu, în mass media apare tot felul de locații superbe, acestea sunt legate de joburile mele, de fashion sau de televiziune. Un lucru este cert, în viață trebuie să fii pregătit pentru orice, pentru măriri, pentru căderi, trebuie să fii conștient că cunoașterea înseamnă totul, dorința înseamnă totul și nu în ultimul rând dragostea înseamnă totul. Bineînțeles că poate putem defini dragostea și dragostea pentru, eu știu, nu numai pentru persoanele de lângă noi, dragostea pentru semenii noștri, ci și dragostea pentru, eu știu, job, pentru carieră, pentru meseria pe care o faci. În general, dacă stau să privesc în timp, sunt lucruri care m-au marcat, filme care m-au marcat, cărți care m-au marcat, persoane care m-au marcat, peisaje care mi-aduc aminte sau care au de ceva sau care au fost, eu știu, au stat la baza inspirației mele în ceea ce am făcut în fashion sau în televiziune. Bună oară, mi-aduc o carte care m-a marcat și care mi-a plăcut foarte tare, este Învierea de Tolstoi. Este o carte pe care am citit-o și am recitit-o de nu știu câte ori. Un film, să spunem, care mi-a plăcut în primul rând povestea acestui film și apoi coloana sonoră, este vorba de Undeva Cândva, o coloană sonoră superbă, Sinfonia pe teme de Paganino și Rachmaninov. Este de văzut pentru că și la propriu și la figurat, acel film te face să tragi tot felul de concluzii vis-a-vis de viață. Îți dă șansa să visezi, să te întorci și la propriu și la figurat în timp, să te regăsești în anumite ibostaze. E de văzut acest film, nu pentru că m-a marcat pe mine, ci pentru că este un film cu adevărat frumos. Pot spune că, și mă mândresc cu asta, am schimbat zeci de destine ale oamenilor. Am contribuit cu toate resursele mele financiare și nu numai în a ajuta oameni. Am salvat și la propriu și la figurat vieți. Poate că cel mai important, eu știu, lucru pe care l-am făcut cu adevărat este, apropo de salvat vieți, este acela că undeva, într-o vacanță, cu mult, mult timp în urmă, mergând cu un grup de turiști către o cascadă, pe un drum extrem, extrem de strâmb, pe care n-avea loc decât o singură persoană, un șir indian, în spatele meu se afla o familie de nemți, soția și soțul. Soțul filma, soția era atentă la drum, din păcate a derapat și trebuie să vă spun că într-o parte era munte, în cealaltă parte era prăpastie. Am salut-o pentru că a căzut, a derapat în prăpastie și cu roare, cam acel simț, cu într-o fracțiune de secundă am prins-o de mână. A fost un moment groaznic pentru că soțul ei, deși avea o cameră de filmat în mână pentru că filma peisajul, nu m-a ajutat. Cel din față, dacă se întorcea, risca să cadă în aceeași prăpastie.
mi-am julit mâinile, genunchii, pentru că, spun, a fost delicat, pentru că trebuia să o trag pe acea femeie din prăpastie. Nimeni nu se putea întoarce să mă ajute, drumul era extrem de gros. Și am reușit, poate efectiv și la propriu repet și la figura, să salvez o viață. Am avut o satisfacție extraordinară, pentru că altfel acea femeie poate că n-ar fi fost. Ăla este un moment pe care mi-l aduc aminte. În general, rest, sunt lucruri pe care le-am făcut benevol, ca pe care, v-am spus, am ajutat oameni să ajungă acolo unde și-au dorit, am ajutat oameni prin, eu știu, cu resursele mele financiare să își ducă la capăt un tratament, eu știu, medical, și asta probabil că le-a prelungit viața sau le-a făcut-o mai bună. Nu mă face să vorbesc foarte mult despre lucrurile care le fac. Asta sunt și dacă sunt un exemplu de urmat, ok. Deci cine mă iubește să mă cumpere, cine nu, să mă vândă. Asta sunt.